aflăm despre ce se va întâmpla în această toamnă la Antena 1 în Asia Express. Mai exact, concurenții pleacă în alte două țări din Asia, în Sri Lanka și în India. Ce fain! De-abia aștept să văd. De-abia aștept să văd, dar nici am plecat. Sperăm că poate să ne zică măcar câte ceva din ce se va întâmpla acolo. Gina Pistol. V-am zis? Le știți? Ia uite! Miri a tipu tu piri sari dacchia Sumbalit tu mar hari mari dacchia Jati che rai E tu hune 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 mundial Mundial tu bacci che rai E tu hune 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 mundial Mundial tu bacci Gata, gata! Ce faci, Gina? Păi, simpatico! Simpatico, te bucuri! Știu că văd și, știu și versuri la piesa asta, că am cântat-o la te cunosc. Ai fost! Hande ne sunt din birini, lași în așa! Luați un loc! Vorbeați de floricele și cine forța primăvara, vara, tu și eu la fel. Și eu la fel. Și toți, na. Nu acceptăm că vine toamna și în curând iarna și... na. Eu, bine, eu mă strecor flejer și pe lângă această iarnă, toamnă, pentru că na. O cam păcălești așa, nu? Păcălesc și anul ăsta. Nu? Da, și plec, o să... Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare? Și nu mi-a făcut bagajul. Nu cred. Nu, nu mi-a făcut bagajul. Adică ești încă de pregătită de... Da, nu, că se ocupă Hilke, să-i dea Dumnezeu sănătate, se ocupă de ținute și astea și eu mai trebuie să-mi pun... Îți dai seama că stau plecată două luni. Ce să nu-mi iau la mine? Spuneți-mi și voi, ce să nu-mi iau la mine? La ce să renunți? Da. Doamne, nu știu. Foarte greu. Groaznic. Și eu trebuie să dau bine pe sticlă, să fiu acolo, să fiu fresh. Și la cât bagaj ai voie? 20 de 40 de kilograme. Tot nu e, e puțin. Adică încălțări multe, feon, perie, undulator. Vezi, vezi cât de greu este? Asta vezi? La voi, nu? Jur că e o dramă. Ferească Dumnezeu, să ai fenul tău, peria. Dar sunt nerăbdătoare pentru că ne așteaptă o aventură. Ai fost până acum vreuna din țările astea? Nu, n-am fost niciodată în India și nici în Sri Lanka. Într-adevăr, doream să ajung pe acolo. Și uite că mi s-a oferit ocazia. Bani, mări, mă. Ce fain. Aolea, săraci de ei, da, ia, uite-te la... Ce poți să ne spui despre ce, poți să vă ce spun urmează acolo? Despre ce urmează? Eu încă nu știu, am văzut niște liste cu presupuși concurenți. Câte perechi? Sunt 9? Sunt 9 de data asta, sunt 9, okay. Asta cu asta venim nou. Și ce mai fac Vârstu și cu Andrei? Am văzut că ei vor fi, da, vor fi cu mine alături de mine. Ei vor prezenta în stilul lor zonele, obiceiurile, vor cunoaște oameni, știi, în stilul lor. Și eu fac ce am făcut și în prima parte, concurenții aștept, adică te urăște toată lumea. Elimini, da, elimini, validezi lucruri, da, da, știu ce să zic. Fac? Să nu trageți mesagele, asta le spun. Și ce pot să vă spun? Părerea mea, așa. După câte am știut despre India și câte documentare am văzut, că va fi mult mai greu decât a fost în Asia Express-ul. E mult mai adică, haos acolo. Bieții concurenți. Da. Lasă, concurenți, dar vreau să vorbim despre concurenți. Măi, am tot văzut, așa. Nu știu să vă spun, o să aflați săptămâna viitoare, pentru că nici eu nu știu pe toți. Eu prefer să-i fac acolo. Câteva nume, nu știu că am voie să le spun sau nu. Păi și eu am citit în ziare că nu mai prezint emisiunea și iată-mă, săptămâna viitoare plec în India. Da. Deci nu putem să vorbim despre cine să fie acolo, nu, n-avem. Hai că vorbești imediat. Am auzit că merge... Cine? Merge Ruby. Băi, nu, vedeți săptămâna viitoare aflați. Mă, până atunci, Gina, vreau să te întreb eu ceva. Ce o să te faci când o să te întâlnești acolo cu elefanții? Acesta este drumul elefantului. În prima parte a fost drumul dragonului. Și acum este drumul elefantului. Și sfârșitul acestui drum va fi pe trompa elefantului, în Mumbai. Deci, Cât e elefantul de mare? Cât e elefantul de mare, așa și noi. Veneam pe eu, da, tropa. O să fie o experiență, deci, Doamne, abia aștept. Îți dai seama că aceleași e cu totul altceva pentru aceleași reguli, tot doi... euro pe echipă, un euro de om. Pe zi? Da, sunt mai multe, ți-am mai spus asta, am mai spus. Sunt mai multe perechi echipe acum. Da, sunt 9. Ce să vă mai spun? Deci eu, Liviu, dragii mei, Liviu și Andrei, 9 echipe minunate, credeți-mă că... Așa, eu știu câteva nume, dar nu vă vine... Avem și frați, avem și iubiți, avem și avem de toate? De toate. Avem ce trebuie. Și un drum lung și greu. Și va fi, adică dacă în prima dată la Asia Express 1 am stat 5 săptămâni, acum stăm
Aproape două luni. Două luni, wow! Zim foarte ce tare. A trebuit să faci ca să pleci în India. Vaccin. M-am vaccinat, a trebuit să fac un să refac, să fac un rapel pentru hepatita A și B. Uh-huh. Da. Și dacă par un pic dubioasă este pentru că am luat pastila împotriva malariei azi dimineață pe la 2 și stă o stare așa ciudată. Bine, sunt asta și toate trebuie făcute, pentru că noi abia am terminat, eu abia am terminat filmările pentru Șef la cuțite, sezonul 6. Trebuie să vă spun și despre asta. Intrăm pe sticle la sfârșitul, în ultima lună, luni, zi de luni și marți din această lună, adică pe 29-30. Eu spui mă că cu zilele, pentru că dacă stăm acolo în platou, eu nu mai știu când e duminică, când e luni. Dar mai poți cu atâția bani! Da. Doamne, să te audă Dumnezeu! Lasă și pe alții! Băi, nu, mie îmi place foarte mult ceea ce fac și cunosc povești de viață minunate. O să fie și, o să vorbim puțin despre Șef, pentru că urmează să intre. Deci, pe 29 și 30 luna aceasta intră de la 20, da? Cine l-a câștigat? Însă, o să vă placă și acest sezon, pentru că se întâmplă ceva așa, se întâmplă ceva nou. Ce? Îi pun un pic pe Șef la muncă și îi pun să, dacă spune acum s-au luptat așa la cuțite, acum se luptă la... La ce? Baionete. La sânge. La baionete, da. Da, pentru că eu le ofer așa niște mici avantaje, dar trebuie să le merite, șefilor, pe care le pot folosi în timpul battle-urilor. Și bă, vreau să spun că sunt... Dacă eram în ceață... A venit la noi, da. Că la mișto, unul la mână. Hai să zicem ce concurenții. Ah, păi nu vezi ce concurenții, stăm la viitoare. Păi și ce faci în India? Păi nu poți să zic. Păi stai că începe și Șef la cuțite, dar nu vă zic nimic. Păi toată lumea mă întreabă când intră șefii, când intră Asia Express 2. Asia Express 2 va intra în primăvară, pentru că este foarte... Noi dacă, e logic, dacă plecăm săptămâna viitoare, ne întoarcem în decembrie până se montează, să le dea Dumnezeu sănătate și celor de la montaj, că săracii stau cu ochii pe foarte multe ore de material. Au multă muncă, va intra în primăvară, nu știu exact când, dar noi cu șefii începem acum. Șefii în toamnă. Șefii acum. Acum, da. Acum, peste două săptămâni. De la malarie, cred că e, da. Doamne, dar chiar, deci, este oameni foarte, foarte miștoși în acest sezon. Da. De șefi. Și de Asia și de șef. Stai, mă, mă încurcă proiecte. Și de șef, că vorbim acum de șef. Oameni foarte mișto, concurenți foarte mișto. Unii atât de buni. Unde, la ce emisiune vorbești? La Șef la cuțite. Ah, ok. Dar mai pus puțin pe gânduri. Dar noi suntem la prieteni de la Uri. Da, știu că suntem la prieteni, am special. Vorbim acum despre Șef la cuțite. Oameni foarte mișto, șefii se vor lupta pentru câțiva concurenți. La cuțite, la sânge. Sunt buni concurenții? Da. Bun. În fiecare marți la X Factor. Să lăsăm pe tine să ducă să-și facă 14.000 de bagaje acasă. Da, asta e, că eu încă mai am, știi cum, repede o vizită la stomatolog, care mi-a certat aseară că abia am ajuns săra cu asta peste program, Traian Comănescu, asta peste program, ca să se ocupe de dantura mea, pentru că nu știu dacă o să vreau să mă duc prin India la stomatolog. Nu cred că ai cum acolo. Băi, sau... dar abia aștept. E de, adică e sunt, de foarte, sunt foarte entuziasmată și chiar dacă sunt obosită, am așa o... Da, eu m-am descurcat bine la Șef la cuțite? Da. Nu, dacă nici Diana, de deci Diana, da, 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 de mult, de mult. Hai că stai să mă joc cu mintea mea acum. Am vrut să o băcă. Da, dar când a venit atunci de mult, s-a descurcat foarte bine. Deci Șef la cuțite începe în prima, în ultima începe luni și marți. Pe 29 și 30, bun. Antena 1 de la 20. Și voi plecați săptămâna viitoare și săptămâna viitoare aflăm și concurenții. Dacă și nu le aflăm, viitoare, dacă nu aflăm săptămâna viitoare. Jur pe roșu, aflați și concurenții. Și să ai și Andrei acolo, că... Dragii mei, Livi și Andrei, Doamne ferește, ați văzut și voi materialul de la... Da, da. Deci pe mine m-au zăpăcit de cap așa de la ședința foto. Norocul meu că nu o să stau prea mult cu ei, pentru că asta e părerea ta, eu cred că o să stai mai mult cu tine. Eu o să stau cu concurenții. Îți ținem pumnii, Gina, și îți mulțumim mult că ai venit astăzi. Să fiți cu ochii pe noi. O să fim și dacă ai nevoie de cineva să te ajute la împacheta bagaje, mă ofer. Sau acolo, dacă ai nevoie de cineva. Pachetele. Da. Pachetele. 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 Pachetele.